E adevărat, preluată de pe Facebook, dar de acum este o certitudine. Facebook-ul este cel care certifică politica românească. Victor Ponta a publicat exact acolo, practic, cu probabilitate de 99%, lista miniștrilor în guvernul Ponta 4, noua listă de miniștri care urmează să fie aprobată săptămâna viitoare, după ce mâine va trece prin Comitetul Executiv al PSD-ului, iar în zilele următoare va fi aprobată în Parlament. Prima surpriză ar fi că din cei patru vicepremieri n-a mai rămas decât unul singur, Gabriel Oprea. Ăsta știm că e bătut în cuie. El a fost cel care i-a ferecat atunci calea spre Palatul Victoria și lui Klaus Iohannis. Gabriel Oprea este de nemodificat și el înseamnă, nu-i așa, tot PSD cel nou. Da? Este un om cu care să continuă, bineînțeles, aventura în politică. Însă au fost îndepărtați din această postură însuși Liviu Dragnea, s-a văzut șters de pe listă. O să vedem în zilele următoare exact de ce. Herghe Dușcilă a pierdut postul prin retragerea UDMR, evident, de la guvernare, iar Daniel Constantin a fost dat și el la o parte, chiar dacă rămâne ministrul agriculturii, ca și până acum. Sunt câteva noutăți, de exemplu, la economie, Mihai Tudose. Economie, când spui economie, sigur că te poți gândi în mare, așa, și la finanțe. Nu, finanțele sunt ale lui Darius Vâlcov, de acolo dispare Ioana Petrescu. Ministrul Harvard, practic, al finanțelor publice, asta este, până la urmă, marea problemă și marele nostru regret. Domnișoara Ioana Petrescu nu se mai regăsește în noul guvern. Sigur că toate indicațiile, toate sursele conduceau către această decizie, că ea nu va mai face parte. Asta înseamnă că a muncit bine, contractul său s-a încheiat, să spunem așa, a fost până la sfârșitul anului, n-a mai fost reînnoit. Îl avem pe Ionuț Vulpescu la cultură, acolo de unde se retrage Herghe Dușcilă, care n-a apucat să devasteze cultura românească cu aproape nimic. Sorin Grindeanu la comunicații, este o noutate. Adriana Anghel la diaspora, Sorin Câmpeanu la educație, Andrei Gerea la energie și IMM-uri, ăsta are mai multe legate de coadă, așa. Graziela Gavrilescu la mediu. În rest sunt cam aceiași indivizi. Remus Pricopie nu mai este așadar ministrul educației naționale, ăla cu vulpea. Dar nici celebra doamnă Fă, Doina Pană, nu se mai regăsește. Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură iese și ea. Rămâne Gabriela Sabo la tineret și sport. Rămâne Mircea Dușa la apărare. Sigur, apare de dată mai recentă Bogdan Aurescu la finanțe. Rămâne Ioan Rus la transporturi. Robert Cazanciuc la justiție. Excepționalul Nicolae Bănicioiu. Ați văzut că toți îl lăudau la sănătate. Asta înseamnă că nu face nimic. Rovana Plumb la muncă. Liviu Dragnea la dezvoltare regională, Gabriel Oprea rămâne ministru de interne. Să nu uităm nici pe Eugen Nicolicea, în relația cu Parlamentul avem omul potrivit. Cam asta. Ar fi fonduri europene Eugen Teodorovici, cred că în rest i-am cam citit pe toți. Bineînțeles că ei fac parte din coaliția de guvernare, așa că deocamdată nu s-a schimbat nimic. PSD-ul doar mai dă un strat de piele jos de pe el și continuă până la urmă cam în aceeași alcătuire. Asta cu toate că 18 deputați social-democrați au făcut un apel către președintele PSD, premierul Victor Ponta, solicitându-i ca din acest nou guvern să facă parte, cităm, oameni tineri, integri și profesioniști. Ei consideră că prezența unor astfel de oameni în executiv ar ajuta la revitalizarea și credibilizarea PSD-ului. Asta am spus-o noi de 2 săptămâni. Între timp au mai vizionat și ei pe YouTube niște secvențe, au mai auzit și de pe la alții și până la urmă au căzut și ei de acord că am avut dreptate. Acum a venit momentul să arătăm că am înțeles mesajul transmis de alegători pe 16 noiembrie. Să precizează în deschiderea acestui apel către Victor Ponta. Nu-i chiar așa. Pentru că mesajul alegătorilor de fapt a fost altul. Da? Și evident că și PSD-ul știe asta. Guvernul acesta este ilegitim și nu mai poate să continue în mod normal. Adică chiar dacă nu putea să-l sancționeze prin votul, prin scrutinul prezidențial, cetățenii cam asta au demonstrat. Înfrângerea asta atât de netă, cotitura asta de 180 de grade în ultima clipă, conduce către acest răspuns. Ama că te faci că înțelegi doar până la jumătate, sigur, e problema ta, nu te avantajează însă cu nimic.
un guvern PSD care nu prezintă nici oameni tineri, nici oameni integri și nici oameni de viitor. Cel pe care l-am prezentat înainte nu este decât un fâs, așteptând să fie răsturnat. O să vedem cât. Asta este, de fapt, adevărata întrebare. Cât va dura, de fapt, acest guvern Ponta 4? Când se va rupe el? Pentru că, oricum, în PSD apele sunt învolburate rău. Că putem să construim un nou guvern, continuă ăștia, mai competent, mai onest și mai transparent, dragi tovarăși, acestea sunt doar vorbe. Deci, sigur că puteți să spuneți, dar sunt doar vorbe. Ca să rimeze, ca să dea așa un sens, câte trei adjective la fiecare sfârșit de propoziție, nu ne interesează chestiunile astea. Un guvern cu oameni asupra cărora să nu mai planeze niciun fel de suspiciuni de corupție. Atunci ar trebui renunțat la un guvern PSD. Oameni care să nu fie avut nicio legătură cu regimul comunist. Nu-i cam târziu, totuși. Oameni care și-au demonstrat în repetate rânduri competențele profesionale. Asta depinde din ce unghi o privești. Bineînțeles că nimeni nu și-a respectat competențele profesionale dacă le avea pe undeva. În fine, cei 18 care vor să modernizeze Partidul Social Democrat ar fi așa. Gabriela Podașcă, Mircea Dobre, Florin Iordache, Marcel Iordache, Marcel Ciolacu, Angel, să-l pronunțăm așa, Angel Tâlvăr, Mihai Sturzu, Dorel Căprar, Natalia Intotero. Asta este tipa care credea că Suedia are președinte. Natalia Intotero, deci se pricepe într-adevăr la politică și legislație europeană. Simona Bucura Oprescu, Ioan Vulpescu, Constantin Rădulescu, Daniel Suciu, Mihai Weber, Flavius Maduță, parcă așa îl cheamă, Cosmin Necula, Ionuț Săvoiu și Florin Buicu. Evident, ei nu sunt cunoscuți, tocmai de asta i-am și citit. Publicul larg nu prea avea de unde să-i repereze până acum. Excepție face Mihai Sturzu, este component al trupei Haikyuu. Ăsta este președintele TSD, de unde vine de altfel și Victor Ponta. Între timp, unul dintre semnatari s-a căpătuit, Ionuț Vulpescu. Ionuț a fost numit ministru al culturii, după cum citeam mai devreme. El este unul dintre copiii de suflet al lui Ion Iliescu. Iată dovadă că PSD-ul o ia într-adevăr de la zero, căruia i-a fost consilier încă de foarte tânăr. Ne interesează cine este ministrul culturii, că toți au fost aleși pe sprânceană întotdeauna, cultura fiind evident a cincea roată de la căruță pentru guvernul PSD. Are 38 de ani, este licențiat în teologie și doctor în filozofie. L-a apărat pe Victor Ponta în campanie, numindu-l pe Gabriel Liceanu un filozof fără memorie și lipsit de moralitate. A fost ales deputat în sectorul 3 București. Bun, asta cu Liceanu cred că, dintr-un motiv destul de simplu, nu știe foarte clar Ionuț Vulpescu cine e Liceanu. Chiar dacă a citit ceva din el, clar că nu l-a priceput. Gabriel Liceanu și-a manifestat public susținerea pentru Monica Macovei, alături de alți intelectuali. Probabil asta l-a deranjat pe Ionuț Vulpescu, că la ei așa-i. Igor, Gabriel Liceanu are multe chestiuni de combătut. Dar atenție, îl combatem la idei, nu combatem la altceva. Da? Nu discutăm... Sigur, nu putem să fim de acord din capul locului cu un om fără să nu ne uităm un pic peste ceea ce înseamnă. Da. Sunt poate discuții cu care nu suntem de acord. Nu trebuie să iei un om, a, domnule, da, ăsta e intelectual sau e ministru de cultură sau e, nu știu ce, om de afaceri, înseamnă că e fără pată. Poate fi combătut, dar la idei, tată. Nu la chestiuni de moralitate ca ținut cu Monica Macovei. A făcut destule greșeli, sigur, și astea le-am condamnat și noi, dar nu-i cazul să le facă Ionuț Vulpescu, care încoată spun, este un nimeni în comparație cu Gabriel Liceanu, îl poate contesta, dar cu argumente. Ăsta nu este, din păcate, un argument, deci nu este un început excepțional, aș spune, pentru Ionuț Vulpescu la cultură. Bun, o să mai vorbim.